cea mai largă audiență în Occident s-a aici. A venit de mai multe ori, dar acum a venit în mod special să vă vorbească despre această revoluție tehnologică, și anume înlocuirea cărții, care trebuie pe suportul de hârtie, carte cunoscută de la Gutenberg în 1455. Cartea se numește Cealaltă Lege, se numește prezentarea acestui experiment. Foarte important. Mai trebuie să vă spun că nu folosesc nici mobilul, nici doar mobilul, nu folosesc nimic. Am rămas la cele clasice. La telefon, la scris, la scrisoare, cartea. Am o modestă bibliotecă de 258.000 de volume. Pe care le folosesc adesea. Ceea ce nu înseamnă că vreau să vă rugătăm să rămâneți ca mine. Eu sunt un om al trecutului. Aparțin alte generații. Am învățat alte. Am avut altfel de profesori. Am trăit într-o societate pe care voi nici nu aveți deocamdată, măcar nu vă puteți imagina. Să citiți cartea Domnului Cărtărescu, de ce iubesc femeile. Așa foarte deocamdată. Acolo sunt niște articole de violență și de virulență, de mult un articol acela care rămâne intră de eternitate, doamna Antonescu și alții, cu ceea ce a scris Domnul Cărtărescu despre aceste personaje care le-au populat cei 20 de ani. O mare tristețe și o mare jale. Carta firește că trebuie folosită. Vă rog să citiți cu strășnicie tot ce prevede programul școlar și celorlalți profesori, că fără lectură nu se poate. Lectura, așa cum spuneam, un poet și estetician francez, Valéry Lacan, este acest viciu de lipsit încă. Nu ne putem lipsi de lectură, în nicio împrejurare. Formele acestea moderne, ultramoderne, foarte actuale, intră și la noi, dar greu. Noi suntem, în excelență, un popor conservator. În toate. Dumneavoastră care sunteți liceeni, care aveți o deschidere mare, care folosiți un fel de aparate, e bine să folosiți, cum vă spun, doamne, de aici, de acolo, cartea și de alt suport. Însă, înainte de toate, lectura pentru voi ca elevi, ca potențial intelectual, este obligatorie, este indispensabil. Uitați-vă cum vorbesc parlamentarii noștri. Agramatic, fără gramatică, fără ortografie, fără punctuație, fără accent, fără nimic. Asta se de ce? Din cauza că unii dintre colegii mei și eu, poate, am fost prea indulgenți. Să citiți din ce în ce mai mult și să vă procurați toate cărțile esențiale să plecați pe sume de lecturi, parte bogată și bine asimilată. Vă doresc succes!